Stelistele Bianca Costea, Maisa Rațiu și Bianca Velciuc s-au clasat pe podium în competiția de seniori în primul concurs oficial de natație după restricțiile impuse din cauza pandemiei de coronavirus. Alte rezultate importante au realizat în prima zi a campionatului național Ioana Marin la 200 de metri spate și Claudia Gâdea la 100 de metri bras. Așa cum era de așteptată, noua senzație a natației românești, Bianca Costea, a câștigat medaliile de aur în probele de 50 și 100 de metri liber. Anul trecut, la Festivalul Olimpic al Tineretului European, Bianca a urcat pe cea mai înaltă treaptă. Cum s-au pregătit sportivele roșalbastre în toată această perioadă, ce pasiuni au, dar și ce obiective de performanță și-au propus, puteți vedea într-un material Steaua TV. A fost foarte frumos să concurez din nou după 9 luni de pauză de la concursuri și m-am simțit foarte bine. Cel mai tare mă bucur că am reușit să concurez și că am reușit iar să simt cum e să fii într-o probă, emoția dinainte de concurs. Te vedem la anul la Jocurile Olimpice de la Tokyo? Eu așa sper. Obiectivul meu principal este să iau la anul medalie la europene de juniori și baremul de Tokyo. Pauza mi-a prins bine, m-am recuperat și când am început iar antrenamentele m-am concentrat pe tehnică și am revenit în forță. Fetele preferă mâncarea italienească și vor să ajungă într-o bună zi la Roma, orașul lor preferat. Bianca, ce pasiuni ai? În afară de not, îmi place să gătesc, îmi place să petrec timp cu familia. Mâncarea preferată? Pizza. Pizza e mâncarea preferată. Da, cred că ar trebui să mergem amândouă în Italia odată și odată într-o vacanță. Sau la un concurs, de ce nu? A fost foarte fain, chiar mi-a plăcut și mă bucur că am fost de la Steaua cât mai multe. Și mă bucur și pentru Bianca și pentru mine și pentru restul că am putut să concurăm din nou și să ne întrecem. Ce pasiune ai? Balet și role, dacă se pune. Și altele, da, mereu am zis că vreau să fac în notă.